La mine acasă aveam o floare, ea vorbea mereu prima. S-a întâmplat însă ca micul prinț, după ce mersese multă vreme prin nisip, printre stânci și zăpezi, să descopere în sfârșit un drum, iar drumurile duc întotdeauna către oameni. Bună ziua, spuse el. Era o grădină plină cu trandafiri înfloriți. Bună ziua, spuseră trandafirii. Micul prinț îi privi. Semănau toți cu floarea sa. Cine sunteți? Îi întrebă el uluit. Suntem trandafiri, spuseră trandafirii. Aha, exclamă micul prinț. Și se simți foarte nefericit. Floarea sa îi povestise că era singura din soiul ei în univers și iată că erau 5.000 de flori, toate semănând între ele într-o singură grădină. Ar fi foarte jignită, își spuse el, dacă ar vedea așa ceva. Ar tuși enorm și s-ar preface că moare pentru a scăpa de ridicol, iar eu aș fi silit să mă prefac o îngrijesc, căci dacă n-aș face așa, s-ar lăsa cu adevărat pradă morții pentru a mă umili și pe mine. Apoi își mai spuse, mă credeam bogat, având o floare fără seamăn, iar eu nu posed decât un trandafir obișnuit și împreună cu cei 3 vulcani ai mei care mi-ajung până la genunchi și din care unul e stins, poate pentru totdeauna, toate astea nu fac din mine un mare prinț. Și, culcat în iarbă, plânse. Atunci a apărut vulpea. Bună ziua, zise vulpea. Bună ziua, răspunse politicos micul prinț, care se întoarse, dar nu văzu nimic. Sunt aici, sub măr. Cine ești? Spuse micul prinț. Ești foarte frumoasă. Eu sunt o vulpe, spuse vulpea. Vino să te joci cu mine, îi propuse micul prinț. Sunt atât de trist. Nu mă pot juca cu tine, zise vulpea. Nu sunt îmblânzită. Ah, iartă-mă, zise micul prinț. Dar după ce se gândi un pic, adăugă, ce înseamnă a îmblânzi? Nu ești de pe aici, zise vulpea, ce cauți? Îi caut pe oameni, spuse micul prinț. Ce înseamnă a îmblânzi? Oamenii, zise vulpea, au puști și vânează. E foarte supărător. Mai cresc și găini. E singura lor parte interesantă. Cauți găini? Nu, zise micul prinț. Caut prieteni. Ce înseamnă a îmblânzi? E ceva uitat de multă vreme, zise vulpea. Asta înseamnă a crea legături. A crea legături? Bineînțeles, zise vulpea. Tu nu ești deocamdată pentru mine decât un băiețel foarte asemănător cu 100.000 de alți băieței. Și nu am nevoie de tine. Și nici tu nu ai nevoie de mine. Eu nu sunt pentru tine decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar dacă mă îmblânzești, vom avea nevoie unul de celălalt. Tu vei fi pentru mine fără seamăn pe lume. Eu voi fi pentru tine fără seamăn pe lume. Încep să înțeleg, zise micul prinț. Există o floare, cred că ea m-a îmblânzit. E posibil, zise vulpea. Poți vedea pe Tera tot soiul de lucruri. O, nu, nu e pe Tera, zise micul prinț. Vulpea păru intrigată. Pe o altă planetă? Da. Există vânători pe planeta aia? Nu. Iată ceva interesant, dar găini? Nu.
Nimic nu e perfect, oftă vulpea. Dar vulpea se întoarce la ideea ei. Viața mea e monotonă. Eu vânez găinile, vânătorii mă vânează pe mine. Toate găinile seamănă între ele și toți oamenii seamănă între ei. Așa că mă cam plictisesc. Dar dacă m-ai îmblânzi, viața mea ar fi însorită. Voi cunoaște un zgomot de pași care va fi diferit de toate celelalte zgomote. Ceilalți pași mă fac să mă vâr sub pământ. Al tău mă va chema afară din vizuină ca o muzică. Și apoi, uite, vezi acolo lanurile de grâu. Eu nu mănânc pâine. Grâul pentru mine e nefolositor. Lanurile de grâu nu mi-amintesc de nimic. Și asta e foarte trist. Dar părul tău are culoarea aurului. Va fi minunat pentru mine atunci când mă vei îmblânzi. Grâul care e auriu îmi va aminti de tine și îmi va plăcea foșnetul lanurilor de grâu în vânt. Vulpea tăcu și îl privi multă vreme pe micul prinț. Te rog, îmblânzește-mă, spuse ea. Aș vrea, răspunse micul prinț, dar nu prea am timp. Am prieteni de descoperit și multe lucruri de cunoscut. Nu cunoști decât lucrurile pe care le îmblânzești, spuse vulpea. Oamenii nu mai au timp să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata de la negustori, dar cum nu există negustori de prieteni, oamenii nu mai au prieteni. Dacă vrei un prieten, îmblânzește-mă. Ce trebuie să fac? Zise micul prinț. Trebuie să ai multă răbdare, răspunse vulpea. Te vei așeza la început ceva mai departe de mine, așa, în iarbă. Mă voi uita la tine cu coada ochiului, iar tu nu vei zice nimic. Limbajul e sursă de neînțelegeri, dar în fiecare zi te vei putea așeza un pic mai aproape. A doua zi, micul prinț se întoarse. Ar fi fost mai bine să te întorci la aceeași oră, spuse vulpea. Dacă vii de pildă la 4 după amiaza, încă de la 3 am început să fiu fericită. Cu cât ora va înainta, cu atât eu mă voi simți mai fericită. La ora 4 deja mă voi agita și mă voi neliniști. Voi descoperi prețul fericirii. Dar dacă vii oricând, nu voi ști niciodată la ce oră să-mi împodobesc inima. E nevoie de un ritual. Ce este un ritual? Întrebă micul prinț. Și asta e ceva de mult uitat, zise vulpea. E ceea ce face ca o zi să fie diferită de celelalte zile, o oră de celelalte ore. Există un ritual de pildă la vânătorii mei. Dansează joia cu fetele din sat. Atunci joia e o zi minunată. Mă duc să mă plimb până la vie. Dar dacă vânătorii ar dansa oricând, zilele ar semăna între ele, iar eu n-aș mai avea vacanță. Astfel micul prinț îmblânzi vulpea. Iar când ora plecării era aproape, ah, zise vulpea, am să plâng. E din vina ta, spuse micul prinț. Eu nu-ți doream răul, dar tu ai vrut să te îmblânzesc. Desigur, spuse vulpea. Dar ai să plângi, zise micul prinț. Desigur, spuse vulpea. Atunci nu câștigi nimic. Ba, câștig, zise vulpea, datorită culorii grâului. Apoi adăugă, du-te să mai vezi odată trandafirii. Ai să înțelegi că al tău e fără seamăn pe lume. Ai să te întorci să ți-ai rămas bun și am să-ți dăruiesc un secret. Micul prinț se duse să vadă trandafirii. Nu semănați deloc cu trandafirul meu, nu sunteți încă nimic, le spuse el. Nimeni nu v-a îmblânzit și nici voi n-ați îmblânzit pe nimeni.
Sunteți la fel cum era vulpea mea. Nu era decât o vulpe asemănătoare cu 100.000 de alte vulpi. Dar mi-am făcut o prietenă, iar acum e fără seamăn pe lume. Iar florile de trandafir erau foarte stingherite. Sunteți frumoase, dar sunteți reci, le mai spuse el. Nu poate muri cineva pentru voi. Firește despre floarea mea de trandafir. Un trecător obișnuit ar crede că vă seamănă, dar ea singură e mai importantă decât voi toți, deoarece pe ea am stropit-o. Deoarece pe ea am pus-o sub un glob de sticlă, deoarece pe ea am adăpostit-o după un paravan, deoarece ei i-am omorât omizile, în afară de 2-3 pentru fluturi, deoarece pe ea am ascultat-o plângându-se sau lăudându-se sau uneori chiar tăcând, deoarece este floarea mea de trandafir. Și se întoarse spre vulpe. Adio, zise el. Adio, zise vulpea, iată secretul meu, e foarte simplu. Nu poți vedea bine decât cu inima. Esențialul e invizibil pentru ochi. Esențialul e invizibil pentru ochi, repetă micul prinț spre a ține minte. Timpul pe care l-ai petrecut cu trandafirul tău este ceea ce face ca trandafirul tău să fie atât de important. Timpul pe care l-am petrecut cu trandafirul meu, zise micul prinț spre a ține minte. Oamenii au uitat acest adevăr, zise vulpea, dar tu nu trebuie să-l uiți. Devii răspunzător pentru totdeauna față de ceea ce ai îmblânzit. Ești răspunzător față de floarea ta de trandafir. Sunt răspunzător față de floarea mea de trandafir, repetă micul prinț spre a ține minte. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse acarul. Ce faci aici? Spuse micul prinț. Triez călătorii în grupuri de câte 1000, zise acarul. Expediez trenurile care îi duc când la dreapta, când la stânga. Și iată că un rapid plin de lumini, bubuind ca tunetul, făcu să tremure cabina acarului. Sunt foarte grăbiți, zise micul prinț. Ce caută? Nici omul de pe locomotivă nu știe, spuse acarul. Și ar bubui, dar în sens invers, un al doilea rapid plin de lumini. Se întorc deja, întrebă micul prinț. Nu, sunt aceiași, e schimbul doi. Nu erau mulțumiți acolo unde erau? Nu ești niciodată mulțumit acolo unde ești, zise acarul. Și iar bubui tunetul unui al treilea rapid plin de lumini. Îi urmăresc pe primii călători? Întrebă micul prinț. Nu urmăresc absolut nimic, zise acarul. Dorm înăuntru sau cască. Doar copiii își mai turtesc nasurile de geamuri. Doar copiii știu ce caută, zise micul prinț. Își pierd vremea cu câte o păpușă de cârpe și ea devine foarte importantă, iar dacă le ia cineva, atunci plâng. Au noroc, zise acarul. Bună ziua, spuse micul prinț. Bună ziua, spuse negustorul. Era un negustor de pilule minune care potolesc setea. Se înghite una pe săptămână și nu mai simți nevoia să bei. De ce vinzi asta? Spuse micul prinț. E o mare economie de timp, spuse negustorul. Experții au calculat. Se economisesc 53 de minute pe săptămână. Și ce faci cu aceste 53 de minute? Faci cu ele ce vrei. Eu, își zise micul prinț, dacă aș avea 53 de minute de pierdut, m-aș duce agale către o fântână.
Eram în a opta zi de pană în deșert și ascultasem povestea negustorului bând ultima picătură din provizia de apă. Ah, i-am spus micului prinț, sunt foarte frumoase amintirile tale, dar eu tot nu mi-am reparat avionul, nu mai am nimic de băut și aș fi tare fericit dacă aș putea să mă îndrept agale spre o fântână. Prietena mea, vulpea, îmi zise el, omulețule, nu mai e vorba de vulpe. De ce? Pentru că o să murim de sete. N-a înțeles ce voiam și mi-a răspuns astfel. E bine dacă ai avut un prieten, chiar dacă o să mori. Eu sunt foarte bucuros că am avut prietenă o vulpe. Nu-și dă seama de primejdie, mi-am spus. Lui nu e niciodată nici foame, nici sete. Îi ajunge un pic de soare. Dar el se uită la mine și răspunse gândului meu. Și mie mi-e sete. Hai să căutăm un puț. Am avut un gest de lehamite. E absurd să cauți un puț la întâmplare în imensitatea deșertului. Cu toate astea am pornit. După ce am mers ore întregi în tăcere, se lăsă noaptea, iar stelele începură să lumineze. Le zăream ca în vis, având puțină febră din pricina setei. Cuvintele micului prinț dănțuiau în mintea mea. Așadar, ție și ție sete? L-am întrebat. Dar nu răspunse la întrebarea mea. Îmi spuse simplu. Apa poate fi bună și pentru inimă? Nu i-am înțeles răspunsul, dar am tăcut. Știam bine că nu trebuia să-i pun întrebări. Era ostenit, se așeză. M-am așezat lângă el. Și după o pauză zise iarăși. Stelele sunt frumoase din cauza unei flori pe care nu o poți vedea. Am răspuns, desigur, și m-am uitat fără să vorbesc la cutele nisipului sub lumina lunii. Deșertul e frumos, adăugă el. Și era adevărat. Întotdeauna mi-a plăcut deșertul. Te așezi pe o dună de nisip. Nu vezi nimic, nu auzi nimic și cu toate astea ceva strălucește în tăcere. Ceea ce înfrumusețează deșertul, spuse micul prinț, e că ascunde o fântână undeva. Am fost surprins să înțeleg deodată acea misterioasă strălucire a nisipului. Când eram doar un băiețel, locuiam într-o casă veche, iar legenda povestea că acolo era îngropată o comoară. Desigur, nimeni n-a reușit niciodată să o descopere și poate că nici n-a căutat-o. Dar ea făcea tot farmecul acelei case. Casa mea ascundea o taină în adâncul inimii ei. Da, i-am spus micului prinț, fie că e vorba de casă, de stele sau de deșert, ceea ce constituie frumusețea lor e ceva invizibil. Sunt bucuros, zise el, că ești de acord cu vulpea mea. Cu micul prinț era gata să adoarmă, l-am luat în brațe și m-am așternut iar la drum. Eram emoționat. Mi se părea că duc o comoară fragilă. Mi se părea chiar că nu există nimic mai fragil pe pământ. Priveam la lumina lunii, fruntea aceea palidă, ochii aceia închiși, șuvițele care tremurau în vânt și îmi spuneam, ceea ce văd eu nu e decât o coajă. Lucrul cel mai important e invizibil. Cum buzele lui întredeschise schițau un zâmbet, mi-am spus iarăși. Ceea ce mă mișcă atât de mult la acest mic prinț adormit este fidelitatea sa față de o floare. Este imaginea unui trandafir care strălucește în el ca flacăra unei lămpi.
chiar și când doarme. Și l-am simțit încă și mai fragil. Lămpile trebuie protejate. O pală de vânt le poate stinge. Și tot mergând așa, am descoperit fântâna în revărsatul zorilor. Oamenii, spuse micul prinț, se urcă în trenuri rapide, dar nu mai știu ce caută. Atunci se agită și se învârt fără rost și adăugă, nu merită osteneala. Puțul la care ajunserăm nu semăna cu puțurile din Sahara. Cele din Sahara sunt niște simple găuri scobite în nisip. Ăsta semăna cu o fântână dintr-un sat. Numai că acolo nu era niciun sat, iar mie mi se părea că visez. E ciudat, i-am spus micului prinț, totul e pregătit. Roata scripetelui, găleata și frânghia. Râse, atinse frânghia și manevră roata scripetelui. Iar scripetele gemu așa cum geme o giruietă veche atunci când vântul a dormit prea mult. Auzi, spuse micul prinț, noi trezim puțul ăsta, iar el cântă. Nu voiam ca el să facă vreun efort. Lasă-mă pe mine, i-am spus, e prea greu pentru tine. Încet am ridicat găleata până la ghizdul fântânii. Am reușit să o echilibrez. În urechi îmi persista cântecul scripetelui, iar în apa care încă tremura, vedeam cum tremură soarele. Mi-e sete de apa asta, spuse micul prinț, dă-mi să beau. Și am înțeles ce căutase. Am înălțat găleata până la buzele lui. Bău cu ochii închiși. Era ceva la fel de plăcut ca o sărbătoare. Apa asta era cu totul altceva decât un aliment. Ea se născuse din mersul la lumina stelelor, din cântecul scripetelui, din truda brațelor mele. Era bună pentru inimă, la fel ca un dar. Când eram doar un băiețel, lumina pomului de Crăciun, muzica liturghiei de la miezul nopții, blândețea zâmbetelor creau astfel toată strălucirea darului de Crăciun pe care îl primeam. Oamenii de la tine de acasă, spuse micul prinț, cresc 5.000 de trandafiri în aceeași grădină și nu găsesc acolo ceea ce caută. Nu găsesc, am răspuns. Și totuși, ceea ce caută ei ar putea fi găsit într-un singur trandafir sau în puțină apă. Desigur, am răspuns eu, iar micul prinț adăugă. Însă ochii sunt orbi, trebuie să cauți cu inima.